Eu am ajuns să cred că am conținut. Să mă bată cucu dacă nu vă spun drept. Că m-am uitat pe la alții pe canal și spuneau: bă, îl gușui, bă, băiete, bă. Bă, cum îl gușuia, așa îl gușuia, bă, viața mea. Hai, man, du-te. Bine, du-te. Dar nu ai ce să faci. Atâta timp cât televizorul manipulează și prostește în România, nu ai ce să faci, viața mea. Nu ai ce să faci. Salutare, dragi prieteni. Bine ați venit la un nou tir vlog. În vlogul de astăzi vreau să vă arăt cum rup autostrada. Așa că stați pe fir în cazul în care vreți să vedeți depășiri spectaculoase ca în firmă și transbordarea remorcii, mutarea volanului de pe partea dreaptă pe partea stângă în mers. Ați auzit ceva? Niciun șofer în toată istoria șoferiei de tir nu a reușit să facă chestia asta. Să muți volanul în mers de pe partea dreaptă pe partea stângă. Înțelegeți? Eu o să fac. Așa că în cazul în care vreți să vedeți, uitați-vă până la capăt, viața mea, și o să vă demonstrez încă o dată că eu sunt în stare să fac chestia asta. Deci o să mut volanul de pe partea dreaptă pe partea stângă în mers. O să ziceți: bă, iară minte ăsta, mă, iară nu știu ce. Voi nu trebuie să uitați niciodată, oricine v-ar influența și oricine v-ar spune ce v-ar spune, nu trebuie să uitați pe cine urmăriți. Dacă urmăriți regele șoferilor, șef la bani și la femei și la tot ce vrei, îl urmăriți pe el. Dacă nu îl urmăriți pe el, urmăriți pe altcineva. Dar pe canalul ăsta vreau să vă spun că orice este posibil. Orice este posibil, da. Cum? Uite așa. Pardon. Mă râgăi o țărișică, îmi pare rău, îmi cer scuze. Asta merge o țărișică, măi, tare, adică măi încet decât mine, dar nu știu ce se întâmplă cu viața lui. De ce mergi, mă, așa, mă? Bă, dar de ce ai merge, mă, tu, așa, mă? Mă, nu mai merge, mă, așa, mă? De ce merge așa, bă? Nu merge așa, bă? Merge și așa este. Ce să faci, bă, și tu? Stai? Stai și uite cum stai. Ai și gaură împreunată. Nu ai dormit cu minte, ai dormit nărot. Dacă dormeai cu minte, nu dormeai în boschet ca să stai așa împreunată, da? Dormeai acasă la tine. Trebuie să dormi cu minte de acum încolo. Să nu mai dormi pe cabină, da? Eu așa vreau să te încurajez. Să nu mai dormi pe cabină. Pentru că dacă tu nu mai dormi pe cabină, nu mai dormi în cealaltă pe cabină, nu mai dormi nimeni pe cabină. Cu cât pretențiile să măresc în meseria asta, cu cât banii or să crească, cu cât așa o să fim mai bine plătiți, o să fim mai respectați și nu o să fim scuipiți. Înțelegi? La modul la care, dacă nu mai vrei să mai dormi în cabină, băieți, or să caute soluții ca tu să nu mai dormi în cabină, mă, viața mea. Înțelegi? Să nu mai dormi în cabină, bă, să nu mai dormi, bă, viața mea, nu mai dormi. Dormi acasă că te trage curentul la ovărele. Ovărele, ovărele. Lăsă un pic mai încet. Pace. Bă, ce bine stă nouă șoferii când stăm așa și avem câte un ochelar pus pe buză. Înțelegi? Ne stă bine așa că nu știu, avem aliura aia de șmecher și bun la bătaie, știi? Înțelegi cum ar fi? Și ai o alură foarte șmecher și foarte bun la bătaie și stă bine când ești așa un pic șmecherește. Când ai o pereche de ochelari pe nârcă, parcă pare așa mai elegant, mai relaxat. Și cu cât ești mai relaxat, cu atâta... Bă, tot timpul, că am văzut pe ăștia care dau scârțuri. Tot timpul, dacă vrei să fii șmecher, te învăț eu. Dacă vrei să fii șmecher. Nu ești șmecher când dai scârț. Ești fraier. Eu dacă unul merg pe jos, că eram cu Amore, măi, pe jos, mergeam picol prin... Pe unde o plimbam eu cu ea, că mergem, ne plimbăm de când... Că nu mai putem să stăm în casă, ne plimbăm mult. Bă, dacă vrei să fii șmecher, nu dai, bă, scârțuri, bă. Mai ales, unde ai văzut tu șmecher să dea scârțuri, bă? Bă, unde ai văzut tu șmecher să dea scârțuri? Bă, tu nu ești șmecher când dai scârțuri, ești fraier. Șmecheria, pentru mine, înseamnă altceva. Unde ai văzut tu șmecher să dea scârțuri? Bă, șmecherii nu dau scârțuri. Șmecherii conduc relaxat ca să-i vezi. Înțelegi? Ăla dacă vrea să instaleze cu ceva, să respectă. Ăla nu scuipește pe geam, ăla e șmecher, bă, ăla numai prin prezența lui. Nu că impune respect. Te face ca să-i dai direct, ăla nu te bagă în seamă, ăla nu o ia așa cu tine, nu. Ce înseamnă să fii șmecher? Nu dai tu scârci, ești șmecher. Ce? Învârți roata, mai ales că am văzut unul mai la terasă, bă. A sară, mă, nu, la alter sară.
Văd unul, chiar eram cu amore, te văd. Dă scârț. Bă, un hola de Audi A3. Cam de o seamă cu BMW-ul meu, poate 2005, al meu 2003, cam pe acolo era. Îl gușuia. Bă, left ăsta. Left, da? Olea așa, să mă duc în partea asta, ce să fac. Bă, îl gușui, bă, băiete, bă. Bă, cum îl gușuia așa, îl gușuia, bă, viața mea, să nebunez de nu. Bă, rămân pe partea asta, nu, că aici trebuie să rămân pe partea asta. Bă, îl gușuia așa cum îl gușuia, bă, un hola, un sărăntoc de Audi A3, bă, băiete. Deci că îi scotea pistonul prin el în sus, că doar nu era mașină să dai scârț. Aia mașină să dai scârț. Aia vreo mașină de, vezi, doamne, de scârții, de tras, mi-a tot sărac cu A3. Înțelegi, 2005. Dar vezi tu că săracii, bă, sunt mult mai bogați decât bogații. Înțelegeți? E ironie grea asta. Eu vorbesc mult, dar nu mă înțeleg mulți. Eu vorbesc mult, dar mă înțeleg puțin oameni. Tot săracul are impresia că e bogat. Asta e gândirea. Cu cât ești mai prost, cu atât mai bogat ești. Cu atât o atitudine de mai bogătan ești, de mai șmecher. Îți pui aparență din aia pe tine și faci în așa fel încât să influențezi proștii care gândesc la nivelul tău să te aprecieze. Dar ăia care sunt rang, apreciază altceva, eu am spus de multe ori, mă, că noi vorbim aceeași limbă, dar nu vorbim aceeași limbă. Iar vorbim, mă, de parcă dădui cu punga. Pe mine puțin mă înțeleg, puțin mă înțeleg. Vă spun drept, puțin mă înțeleg. Și aia care mă înțeleg, înțeleg ceva. Înțelegi? Că sunt prea ironic și dacă spun în față, nu, deranjez rău de tot. Deranjez, ia uite și tu. Când ai văzut, bă, seria 3 pe banda de urgență, 2019 Volvo, pe banda de urgență sună la servis. Ce e cu ăla, bă, nană? Unde ai văzut seria 3 2003 2.0 diesel facelift pe banda de urgență? Nu există așa ceva, bă. Aia înseamnă să fii șmecher. Nu dai tu scârți la mașină să impresionezi șmecherii. Tu impresionezi toți fraierii ca tine, care se urcă o dată la două luni la volan și are încredere că dacă dă un scârț, întoarce nu știu cine capul după el și îl apreciază. Hai că să întoarcă capul după tine, poți să faci multe chestii ca să atragi atenția. Dacă să întoarcă cineva capul după tine și să aprecieze, e greu, e greu. E ca și cum ai lua o hârtie de pe jos, ai arunca-o la coș. E ca și cum atunci când scapi hârtia pe jos, te apleci de pe ea și o arunci la coș. E ca și cum un tovarăș de-al tău aruncă hârtia pe jos și tu îi spui: bă, animalule, ia hârtia de pe jos. Nu arunca hârtia pe jos. Atunci întoarce cineva capul și te apreciază. Înțelegi că face educație. La mine, băieții mei cu care umblu prin România, nu se aruncă hârtie pe geam din mașină. Mă încearcă, dar nu se aruncă hârtie pe geam. De ce? O iei în mână, o bagi în buzunar, o duci acasă. Nu aruncăm așa, bă, hârtii pe jos. Educație, nană, șmecherial. Asta să fii șmecher, bă. Nu să fii tu câine fără stăpân. Ce e aia câine fără stăpân? Nu! Ești șmecher când știi unde ți-a lanțul, când știi niște treburi. Ce câine fără stăpân așa, vagabond? Ce e aia? Ha? Păi e ce trebuie. Nu e ce trebuie, bă, nana, așa. Nu e. Trebuie să fie așa un respect, o pace, o ceva. Dar în șmecheria, cum am spus, că și viața înseamnă altceva diferit față de fiecare. Depinde de mentalul fiecăruia să definească cuvântul viață. Ca și cuvântul sărăcie. Eu de multe ori am mai făcut săraci, mai mult pe Facebook, că pe YouTube mi-e frică de hate. I-am mai făcut săraci. Dar eu mă refeream la săracul ăla care e sărac. Care e sărac mental. Înțelegi că există, nu poți. Când ți-am spus eu că e sărac financiar, dar e sărac. Păi dacă eu te fac sărac și mă vezi că sunt îmbrăcat în Primark, ești nebun la cap. Nu-ți dai seama, nu-ți vede ochiul, dar prostul e prost. N-ai ceva, e greu să dezgheți. E greu să dezgheți ce ai. Și mai bine nu dezgheți că te inundă. Mai bine nu. Mamă, ce-mi place să muncesc pe tir, să mă bată cucu, dacă nu, bă, băiatule, bă. Bă, când mă pun la volan așa, în volanul ăsta, sunt altă persoană, mă. Sunt altă persoană când stau la volan și povestesc despre ceva. Sunt alt eu. Nu mai sunt același. Altcineva e la microfon. Ce făcut bă, ăsta? A greșit autobanda? Nu a greșit, nu. Mamă, ce vestă albă avea. Avea o vestă galbenă pe el, dar era
Dar era neagră, să ne punem dacă nu. Neagră. Neagră negrișoară. Acum ne îndreptăm către Birmingham, nu sunt departe de Birmingham, merge pe 6 cu viteză de 100% km/h, aproape 90, din când în când mi s-a prinde la acolo că trec de 90, dar e bine. Înțelegeți? Asta mai am de făcut asta decât să alimentez acest camion și să las în curte și am terminat bălciul. Cu această faină zi, bă, mie îmi plăcu, bă, eu nu pot zic că munci astăzi, eu astăzi mă relaxai. Hai, man, du-te. Bine, du-te. Dar nu ai ce să faci, atâta timp cât televizorul manipulează și prostește în România, nu ai ce să faci, viața mea, nu ai ce să faci. Pentru că e ca și cum ai spune o minciună repetată de 50.000 de ori, devine adevăr. Îi dai omului prostie zilnică, devine prost. Înțelegi? Pe când adu oameni grei, poartă discuții grele, nu se caută. Te-ai întrebat de ce nu se caută? Pentru că nu e nivelul de educație acolo. Nivelul de educație este jos. Nu se face nu se fac vizualizări când se poartă discuții mari. De ce nu se fac? Pentru că oamenii nu caută discuții mari. Oamenii caută vulpea. Caută pe vulpița. Când o stresează ăștia și fac regie o săptămână și după aia scoate melodie și cântă că ca la tavă și e în trending. Înțelegi? Păi eu nu-mi bat capul cu trending, eu n-am treabă cu trending. Eu scoale mele, eu nu urmăresc trending, nu reacționez. Alaltele a fost prima oară când am vorbit despre ceva de trending, n-am eu stil cu trending-ul ăsta. Am mai făcut și eu niște vizualizări pe YouTube-ul ăsta, mai fac, eu postez în nebunia mea, un conținutul meu e diferit. Eu am ajuns să cred că am conținut, să mă bată cucu dacă nu vă spun drept. Că m-am uitat pe la alții pe canal și spuneau, aveau sute de mii de vizualizări, vreau să-mi schimb și o scaunul ăsta. Dacă vrei să-mi schimb și o scaunul, scrie-mă părere în comentarii. A, deci asta, așa începea vlogul ăla, s-a terminat. Înțelegi? După aia vreau să îmi schimb și o moritonul ăsta. Dacă, îți dați și voi un like. Dar, deci numai așa, știi? Așa o țineau. Dar...